Istorie distrusă cu buldozerul. O clădire simbol a Iașului a fost făcută una cu pământ în câteva minute chiar de proprietar. Omul de afaceri avea autorizație să reconstruiască faimosul Han Trei Sarmale, nu să-l demoleze. Chiar și așa, autoritățile au mâinile legate. Clădirea deja a fost distrusă și n-a fost încadrată drept monument istoric. Clădirea demolată e Hanul Trei Sarmale, un simbol al Iașului, un vestit loc de popas căruia i-au trecut pragul oameni de cultură precum Vasile Alexandrii, Ion Creangă sau Mihai Eminescu. Ieri proprietarul a dărâmat ce a mai rămas din Han fără să aibă autorizație. Acum singurul lucru care mai amintește că aici am avut un han celebru sunt acești stâlpi de la poarta de intrare din lemn pe care scrie într-adevăr Hanul Trei Sarmale. În rest însă tot ceea ce a însemnat hanul a devenit istorie, a fost făcut una cu pământul la propriu și a rămas în urmă doar un munte de moloz. Se putea renova, înapoi nu-l mai faci, logic. Explicația, hanul putea să se dărâme oricând peste trecători și nu mai era nimic de reabilitat, clădirea ar fi fost putredă. Nu s-o demolat, s-o pus în siguranță. Eu nu puteam să mai stau să mai cer alte avizii pentru demolare. Culmea, plină demolare, în fața hanului au ajuns și agenți de la poliția locală. N-au putut face nimic. Omul era pe excavator, chiar proprietarul. A fost ceva haotic. Clădirea nu era încadrată drept monument istoric. De ieri au fost făcute mai multe sesizări către Inspectoratul de Stat în Construcții, către Garda de Mediu, Agenția pentru Protecția Mediului, către Direcția Județeană de Cultură. În cazul în care vor fi necesare amenzi sau alte sancțiuni, cu siguranță vor fi aplicate. El avea autorizație pentru consolidare, recompartimentare, extindere. Hanul Trei Sarmale a fost reconstruit în 1970 după o pictură realizată de Emanuel Bardasare, ce reda vechiul han în toată splendoarea lui de la începutul secolului 20. Clădirea fusese distrusă în timpul celui de-al doilea război mondial. După război, autoritățile comuniste au luat decizia de a reface vechile clădiri în jurul cărora existau povești și care puteau fi puncte pentru relansarea comerțului. După Revoluție însă, clădirea a trecut prin mâinile mai multor proprietari și s-a degradat încet, încet. În 2017 a fost cumpărată de omul de afaceri Marian Panainte cu 2,9 milioane de lei. Acum, după demolare, planurile rămân mari. Ce se va face în loc? Hanul Trei Sarmale, exact cum este autorizat. Vreau să fac ceva frumos. Dincolo de promisiuni, cert este că zona rămâne un magnet pentru afacerile imobiliare. În funcție de destinația potențială, prețul minim, cred că poate pleca de la 100 de euro metru pătrat, poate ajunge undeva până la 300 sau chiar mai mult, funcție de spate, dacă vorbim strict de dezvoltare rezidențială, gen blocuri. Hanul Trei Sarmale și-a căpătat numele pentru că oaspeții erau primiți cu câte trei sarmale. Primele atestări ale locului datează din 1680.